Michael Jordan și așteaptă unul dintre prieteni, dar pentru că acesta întârzie un picuț, intră la el în casă, cotrobăiește prin vestibul și acolo află niște produse sportive, o îmbrăcăminte și mai multe accesorii care nu cadrau cu firma la care era în acel moment Jordan. Ia una bucată cuțit în acel moment, taie tot ce avea omul ăla în casă, începând de la fes, mânuși, bască și așa mai departe, training. Ăla când se întoarce, când apare, spune: maica, e nebunit, nu, zice, prietenul meu nu poate purta un echipament sportiv sau o marcă sportivă ce nu cadrează cu semnătura pe care eu am depus-o pe contract. Te duci mâine la băieții ăștia cu care am eu contract și le spui să-ți dea tot ce... Păi da, mi-ai tăiat tot ceea ce ți-am tăiat eu astăzi aici, găsești începând de mâine, spui că ești prietenul meu, al lui Michael Jordan, și găsești acolo tot ceea ce ți-am tăiat eu. Hai și acum, hai să mergem, că și așa te-am așteptat destul. Dragi prieteni, această poveste, dar și multe altele, sunt, hai să nu zicem sute, dar sunt zeci de astfel de povești într-o carte de excepție, 750 de pagini. Michael Air Jordan, Air Majesty, nu a apărut încă, este caldă, din 24 de luni încolo poate fi, o să vorbim unde poate fi cumpărată, dar Emil Hosu Longin, pe care îl salutăm, autorul acestei cărți, colegul nostru jurnalist, bună dimineața, ne-a adus-o aici și este proaspăt. O să fac doar precizarea, și chiar că am tăcut, că la sfârșit Emil nu ia cartea înapoi, ea va fi dată cadou celor care răspund pe pagina noastră de Facebook, pe Antena Sport, la întrebarea câte titluri are în NBA Michael Jordan. Ideea este să dăm cartea, nu să o facem pe deștepții, și să ne lăudăm cu lucruri pe care le găsim pe Wikipedia. Bună dimineața, Emil! Bună dimineața! Deci e proaspătă, proaspătă, e caldă. Da, luni a ieșit din tipografie. Am încercat să onorez comenzile făcute înainte de momentul ăsta. Au plecat către cititori. Au urmat câteva zile în care librăriile au comandat cartea. Urmează săptămâna viitoare ca acest volum să apară în toate librăriile importante. Se poate comanda pe toate site-urile de carte importante, așa că nu va fi deloc greu pentru cineva să intre în posesia. Dar am înțeles că nu prea mai sunt. Da, am avut o surpriză extrem de plăcută, pentru că s-au comandat toate volumele din tirajul inițial. Și e nevoie să tipărim mai departe cu cea mai mare plăcere. Am mai auzit de mult asta, da. Cu cea mai mare plăcere și e o ambiție pe care o am și voi încerca să o trimit peste tot, să vorbesc peste tot de ea, pentru că e o carte care chiar merită citită de orice om care înțelege ceva din sport. Hai să începem cu începutul, cum îi întreb eu pe sportiv, când ai debutat, știi, când ai început, când a fost primul meci, dacă îți mai aduce aminte. De ce Jordan? Și știu că e o poveste lungă în spatele acestei cărți, nu? Da, pentru că Jordan este omul de care m-am atașat foarte, foarte tare încă din perioada studenției, pe care l-am descoperit pe o casetă video. Am primit-o de la un coleg și era un meci de-a lui cu Dominic Wilkins, în care ambii marcau peste 40 de puncte. Am rămas un mare pasionat, am profitat de deschiderea de după 90 și cred că nu sunt singurul, cred că sunt foarte mulți care au deschis ochii către NBA și către el reprezentând de fapt NBA-ul și reprezentând omul care practic a transformat acest sport, care, hai să spunem, nu era de mare anvergură în afara Statelor Unite, dar și în Statele Unite, a transformat acest sport într-unul mondial și fenomenul NBA l-a transformat într-un fenomen planetar. Și, evident, era foarte ușor să fac acest pas către Jordan. Mi-a plăcut, îmi place faptul că americanii au o cultură a biografiilor, nu neapărat sportive, dar în principal sportive. Este un aspect care în România lipsește cu desăvârșire. Sunt câteva cărți scrise despre sportivi, dar despre sportivi români. Și iată că apare prima carte scrisă despre un sportiv major, un sportiv important din afara granițelor. Și mă bucur că este Jordan. N-aveai cum să nu te... De ce Jordan? Pentru că există. 16 ani de zile? Da, 16 ani. În 2003 el s-a lăsat. Eu m-am hotărât în 2005. Am început să scriu la ea și să adun material. A fost foarte greu pentru că este o personalitate imensă. Sunt mii de titluri despre el. Trebuie să acumulez foarte, foarte mult. Nu există în România o carte despre el.
A fost tradusă una acum 2 ani și am căutat din America, din Europa, reviste, cărți și așa mai departe. Și încet, încet s-a făcut o... Deci n-are nicio legătură cu filmul, că toată lumea, domnule, no, a apărut absolut, filmul cu Jordan. Filmul mi-a asigurat încă un volum de informații imens, pentru că a declanșat în Statele Unite și nu numai un val de ăsta uriaș de amintiri despre el. Oamenii au început să povestească aspecte pe care nu le povestiseră până atunci. Au început să fie deschiși față de presă. Imediat, evident, s-a amplificat acest fenomen și au apărut o mulțime de informații noi, bineînțeles, foarte multe din film și, practic, înainte să iasă filmul, cartea deja începuse să intre pe finalizare. După care, după ce a fost difuzat acest film colosal, a urmat cea mai grea perioadă să strâng tot și să compilez din milioanele de informații pe care le aveam o poveste logică, o poveste cronologică a vieții lui. A fost foarte greu pentru că sunt foarte multe, ca la Miorița, sunt foarte multe care s-au alterat în timp povești, da, pentru că legendele, au fost povestite, da, și așa, da, mai departe. Multe dintre ele s-au deformat, a trebuit să le verific, a trebuit să le caut și a fost un efort imens, dar cam tot ce găsiți în această carte este 100% verificat. Povestește-ne legenda întâlnirii tale cu el. Da, și asta este... La prima mână. La prima mână. A, da, fost în perioada de glorie a lui, din păcate n-am putut să ajung acolo, a făcut-o fratele meu, care a ajuns la două All-Star-uri. La unul dintre ele, cel din 97, a avut un noroc fabulos și a prins NBA-ul, alesese cei mai buni 50 de basketbaliști din, da, din istorie, pentru că împlinea 50 de ani. Și la Cleveland au fost cei mai buni 50 de basketbaliști, începând cu Mikan, continuând... Și Teo a fost acolo? Da. Da, Jabbar, Magic, Russell, Bird, Chamberlain, Bird și așa mai departe. Și în povestea fratimiu, care era, dai seama, vrăjit să-i vezi pe toți la un loc, pe parchetul arenei au fost prezentați cu niște geci de piele superbe personalizate și după ce s-au făcut pozele și așa mai departe, s-a dat liber la ziariști către ei. 95% dintre ziariști s-au dus la Jordan, evident. Și, da. Acolo fiind niște băieți acolo care fiind niște jucaseră, ale, da, da, sportului. E, ăsta a fost momentul 97, după care în 98 a fost fratele meu din nou la New York, unde a apăruse și Kobe Bryant. Și eu n-am apucat decât în 2001 să ajung la All-Star. În 2001 el era retras. Îți dai seama... Ai prins... Am prins exact ce, da, nu trebuie. Și scurt, am, da, profitat de faptul, adică m-am gândit că, fiind vorba de Washington, că acolo a fost All-Star-ul, el fiind oficial la Washington, zic, poate dau de el, poate nimeresc să schimb și o două vorbe cu el. Bineînțeles că nu l-am văzut. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!